Studioul de roade. Doi tineri au făcut două filme absolut diferite. Este meritul lor, ei au reușit în primul rând, noi doar am ajutat, sau cel puțin nu am încurcat. Am lăsat la Soroca și la Dondușeni, am văzut oameni sinceri, eu am spus în felul următor. Audiența de acolo, eu n-o schimb pe 101 parlamentari veniți la emisiunea Bună Seara. Prima etapă de când am pornit realizarea acestui film a fost toamna anului trecut, atunci când am așezat pe hârtie împreună cu trainerul nostru, Irene Langemann, regizoare din Germania. Am pus pe hârtie scenariul filmului, ideea, am găsit eroii. Cel mai complicat a fost să conving eroul în anumite momente, în anumite scene să se filmeze. Au fost emoții și la prima lansare, pentru că nu știam care va fi reacția locuitorilor. Ei au venit într-un număr mai mare decât m-aș fi așteptat și reacția sătenilor, mai ales a oamenilor din Mahalaua, unde am filmat mai des, a fost neașteptată, foarte pozitivă. Vicine, vin în fiecare primăvară. De când eram aici tot mic, tot bine și bine. Am, cred că, un pic mai multe emoții decât la Soroca, pentru că sala e mai mare, da? La Soroca era altfel de emoții, că era cetate. Dar sper filmul să placă publicului, să prindă și notele de umor, dar și meditațiile. Am avut marele noroc să lucrez pentru a doua oară cu Irene Langemann. Ea este un regizor cu renume mondial. Să ai onoarea să lucrez cu ea, na, e mare lucru. Am 70 de ani, am trăit ghinic cu bărbatul meu, mi-au făcut tot, mi-au lăsat bogății, tot, s-au dus. Pe mine mă cheamă Pușca, că eu am fost imititicul ăla, cam vietează, așa am fost, harnic am fost. Și mama mi-a spus Pușca numit. Это была очень напряженная работа, очень интенсивная работа. И ребята, они очень талантливые и креативные. Я с ними уже 5 лет начала работать. И они проделали огромный шаг вперед, как режиссеры документального кино. Это их первые самостоятельные работы. Они очень многому научились в драматургии, в структурах фильма, как работать с героями фильма. И я очень довольна, что вот такой произошел результат. Корабль. Где он? Корабль. А, во, корабль. Парус. Ой, я рыбку видел. Este o colaborare mai largă împreună și cu Consiliul Europei. Faptul că după 25 de ani, totuși, Telefilm este acum în măsura să-și reînceapă activitatea. Filmele de astăzi pe care le pot viziona spectatorii, mie mi s-au părut foarte interesante. Sunt filme foarte umane, foarte emoționante. Deci, Paul, tu și cu mintea la mine astăzi, mă iubesc, mă iubesc și mea, mă iubesc. În primul rând, ești cumpără din brațul ta. Cred că tu nu ești asurat, mă iubesc, s-a uitat și ne-a la tine. Care au fost emoțiile atunci când ați văzut pentru prima oară filmul? Eu înainte de film aveam niște emoții enorme. În timpul filmului, țin s-o mai... S-au mai diminuat emoțiile, m-am mai calmat. Pot spun că m-am văzut tot pe mine așa cum sunt într-o parte. Că în film nu m-am schimbat. Tot eu am fost. Nu trebuia să joc alt rol. Eu personal am și râs, am și plâns, la ambele. Ambele foarte frumoase, foarte interesante. Una o poveste de viață care mi-a lăsat așa o întrebare și sper să găsesc un răspuns în această seară. Mi-e interesant dacă a făcut cunoștință până la urmă cu bunica, dacă a văzut-o. Și cealaltă poveste este despre Soroca, despre orașul meu. Noi am văzut astăzi o poveste și o istorie despre acea casă. Este de fapt una dintre puținele ocazii când poți să contactezi un pic mai mult cu ceea ce presupune comunitatea de rom din Republica Moldova.